Bună ziua, dragi prieteni, stimați cetățeni, reprezentanți ai mass media. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației mele, o invitație ce a fost dictată și generată de faptul că astăzi, în ședința în plen a Parlamentului, n-am avut posibilitatea ca să exprim întreg mesajul pe care am preconizat să-l transmit Parlamentului, cetățenilor, dar în primul rând spicheriței Zinaida Greceanu. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau curs, am să citesc integral acest mesaj, fiindcă el a fost fracturat, adică am fost întrerupt când era momentul tocmai cel mai potrivit de a transmite mesajul principal. De aceea am să transmit din nou acest mesaj. Plus, aș vrea să mă refer și la o altă persoană care a poluat și contaminează și în continuare spațiul politic din Republica Moldova pe parcursul a mai multor ani. E vorba de un mare activist și un mare promotor al antiromânismului și a tot ceea ce este național și românesc în Republica Moldova. E vorba de Vlad Bătrâncea sau mai simplu Vladic, fiindcă așa cam îi se zice, Vladic. În primul rând voi da curs apelului meu către doamna Greceanu și acesta va fi următorul. Pentru implementarea docilă a indicației exprese a lui Igor Dodon de a obstrucționa activitatea Parlamentului și a ședinților în plen pe parcursul mai multor luni și cu cele mai diverse ocazii și urmare transformării Parlamentului într-o sucursală exclusivă a PSRM-ului, pentru diminuarea rolului Parlamentului într-o republică parlamentară și profanarea parlamentarismului în Republica Moldova cu unicul scop de a-l favoriza prin orice metode, inclusiv ilegale, pe șeful dumneavoastră de partid în alegerile prezidențiale, care se visa deja într-o republică prezidențială, mai ales că șeful dumneavoastră de partid abia cu 3 zile în urmă a descoperit cu mare uimire că suntem o republică parlamentară. Pentru administrarea defectuoasă a activității Parlamentului din considerente exclusiv politice și partinice, cu scopul incontestabil de a-l favoriza doar pe Igor Dodon și pe socialiștii din Parlament, pentru atribuirea unor prerogative abuzive pentru biroul permanent, fără aprobările de rigoare și absolut necesarea din partea întregului Parlament, pentru reducerea totală a activității Parlamentului la condiția rației mute, insist să vă dați demisia din funcția de președinte a Parlamentului. În cazul în care vă simțiți cumva incomod, distinsă doamnă Greceanu, vă recomand să luați pe vecinul dumneavoastră din stânga. În doi va fi mult mai ușor. E vorba de colegul ei de partid, secretarul general sau executiv, nu, chiar nu mă impresionează deloc, e vorba de Vladic Bătrâncea. Acum, câteva cuvinte despre acest individ, deoarece a intervenit și în maniera lui tradițională, veninoasă, plină de calomnii și înjurii în adresa mea, trebuie să vin cu o reacție firească. De altfel, în Parlament, doamna spicheriță nu mi-a oferit această posibilitate. Așadar, câteva detalii despre Vlad Bătrâncea. În primul rând, și o spun cu toată certitudinea, că Vlad Bătrâncea este o adevărată conservă rusească și comintern a serviciilor secrete rusești.
având calitatea de secretar executiv al PSRM-ului încă din 2014, acesta nu a fost străin de operațiunea Bahamas și Culioc. El fiind unul dintre cei mai apropiați ortaci socialiști al lui Igor Dodon, alături de Corneliu Furculiță, Vasile Bolea, Grigore Novac și alte nume răsunătoare socialiste. În 2014, Vladic Bătrâncea finanțează PSRM-ul pentru alegerile parlamentare tocmai cu 90.000 de lei. Sunt documentele de rigoare pe care le-am prezentat. Pe când salariul lui și unica lui sursă de salarizare pentru anii 2012 și 2013 a fost de doar 44.000 de lei. Vedeți și dumneavoastră această diferență enormă dintre 90.000 de lei donați scumpului și iubitului Partid Socialist cu Dodon în frunte și unica sursă de venit timp de 2 ani de zile, nu de un an, de 44.000. Apare firească întrebare, de unde a crescut această sumă atât de impunătoare, care au fost sursele de finanțare și cum le-a obținut junele fruntaș socialist? Urmează să le clarifice Autoritatea Națională de Integritate și Procuratura Generală. În acest scop, am trimis o sesizare oficială la ANI pentru ca această instituție să se clarifice cum a reușit să supraviețuiască inocența comunternistă, cu ghilimele de rigoare, a PSRM-ului, timp de 3 ani de zile, 2012-2014, cu doar 5.000 de lei, adică doar cu 139 de lei pe lună. Vă imaginați ca o persoană cu 139 de lei să supraviețuiască în condițiile Republicii Moldova? Calculul e simplu de tot. Salariu per total 2012-2014, 95.000 de lei, dintre care 90.000 de lei au fost donați PSRM-ului pentru alegerile parlamentare din 2014. Aș fi tentat să cred că doar Sfântul Duh Socialist și Moscova iubită l-a ajutat pe Vladic ca să supraviețuiască. Un alt detaliu, după mine, important, cel caracterizează pe acest individ, este următorul. Vlad Bătrâncea, în 1999, a fost înmatriculat la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. După anul întâi de studii, acesta a fost exmatriculat din cauza restanțelor și absențelor de la ore. Din câte am înțeles, era nemulțumit că prelegerile, cursurile se țineau preponderent în limba română. A urmat, după exmatriculare, studiile la Universitatea Slavonă din Moldova, adică ceea ce i-a fost mai aproape sufletește, sau în rusă, Pudușan, acolo unde și-a luat diploma de master în drept internațional. Chiar și cu această diplomă în drept, Vladic Bătrâncea va trebui să răspundă în fața legii, a Procuraturii Generale și a instanțelor de judecată, pentru aceasta existând suficiente probe, dar și motive legale. Conservuța rusească Bătrâncea a însușit de minune arta demagogiei socialiste. După vreo câteva traininguri pe la întrunirile de suflet de la Moscova, toate acestea constând în proliferarea masivă a minciunii, defăimării, calomnierii și a urii proletare față de tot ce e național și românesc. Urmarii educației căpătate, inclusiv în Rusia, Bătrâncea a excelat în plenul Parlamentului în toată amploarea sa, demonstrând că învățătura marxist-leninistă este veșnic vie, iar dușmanul de clasă, România, trebuie nimicit chiar și prin ruperea demonstrativă a hărții acesteia. Cam atât despre acest individ total compromis. Mai mult,
chiar nici nu merită. În cazul în care aveți careva întrebări, cu multă plăcere vă răspund. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi excelentă în continuare. Ne dorim cu toții să avem un parlament care nu este la cheremul lui Igor Dodon, a socialiștilor și a doamnei Greceanei, care v-am zis cu ce s-a ocupat din 2019, când a fost aleasă spicherița Parlamentului. De altfel, doresc să fac o remarcă în ce mă privește, ca parte componentă a blocului acum, am votat împotriva acestei persoane ca să devină președinte a Parlamentului, având suficiente motive legale, dar și morale. Știți foarte bine cine a fost și cine mai este și cum a procedat doamna Greceanu în perioada tragică a evenimentelor din 7 aprilie. De aceea am și procedat în consecință. Vis-a-vis de a doua persoană, v-am spus că face parte bătrâncea din rețeaua categorică a serviciilor secrete rusești, infiltrată aici pentru a compromite valorile noastre naționale și acele și valorile noastre pro-europene. I-ați văzut, îi admirați, sper mult că Parlamentul va funcționa în ritm normal, așa cum prevede legislația, cum prevede Constituția și de la 24 decembrie se va termina povestea socialistă a lui Dodon, împreună și cu doamna Greceanu, cu Bătrâncea și cu alte cu alți ortaci socialiști. Vă doresc o zi excelentă în continuare.